Să te zic că te informează participanții, că dat fiind volumul mare de lucru, condiționat de lipsa a 6 judecători în instanță. Cu regret nu a fost posibilă finisarea redactării hotărârii integrale în instanță de judecată. Și în conformitate cu articolul 338 Codul de Procedură Penală, ținând cont că legea admite amânarea pronunțării încă pentru 15 zile, corespunzător instanța de judecată numește pronunțarea hotărârii integrale pentru 20 decembrie ora 15:45. 20 decembrie minus. Nu se mi-a spus și așa permis. 15:45. Domnul procuror nu a spus că iau adunare, dar nu e nimic. La adunare, o să prezint și o să o primească. Tot mai mult poate să veniți adică și adunare. În partea vă temat și inculpatul va apropie și vă semnați și sunteți înștiințați și veniți adicare și fiți fără scopă. Și ne deliu na svobodi. Spus ceva? Ai devenit credincios de la o vreme. Timp sovietic pun pariu că erai ateist, activist. Dar acum te-ai făcut religios. Ai făcut să crezi în Bojic. Când ai simțit miros de pușcărie, te-ai făcut credincios. Provoci, da? Ei, da. Îl discând. Am văzut că e credincios. Cum fii mai presus? Eu mai presus de credincios. Mai presus de ei, numai Bojica. Și justiție.